Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou în febra evenimentelor legate de viața Domnului Isus, așa cum este ea văzută de Evanghelistul Luca. Din tot ce am văzut până acum, putem constata că Domnul Isus era nu doar o persoană foarte activă, ci și foarte sensibilă la nevoile celor din jur. Să vedem ce ne rezervă și capitolul de astăzi, adică capitolul 7, care începe cu o nouă vindecare făcută de Domnul Isus. Iată, dar despre ce este vorba. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni a iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însum la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Cât și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu făcutare lucru și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În capernaum se aflau mulți soldați romani. Sutașul sau centurionul era un ofițer roman care avea în subordine o sută de soldați. După toate aparențele, acest ofițer era un om credincios. Dragostea lui pentru poporul evreu fusese demonstrată prin construirea unei sinagogi pentru ei în Capernaum. El era un om cu o autoritate. Putea spune unui soldat Dute, și acesta asculta. Chiar el a recunoscut că Isus are o astfel de putere și că era de ajuns să spună un cuvânt pentru ca robul lui să fie vindecat. Domnul Isus s-a minunat de credința acestui om. Evangheliile ne spun că Domnul Isus s-a minunat de două ori odată de credința sutașului, și a doua oară din cauza necredinței lui Israel. Dar să mergem mai departe. În ziua următoare, Isus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Numai doctorul Luca înregistrează acest incident cu această ocazie este redată viața fiului unei văduve. Unii numesc aceasta înviere, dar cele două incidente în care Domnul Isus a înviat oameni nu erau chiar o înviere propriu-zisă. Tot ce a făcut Domnul a fost să reîntoarcă viața în trupurile oamenilor. Tradiția spune că, după ce Domnul l-a înviat pe Lazar, acesta l-a întrebat dacă va trebui să mai moară odată. Domnul i-a spus că va muri odată și Lazar nu a mai zâmbit niciodată din ziua aceea. Fie că este adevărat, fie că nu, sunt sigur că este de ajuns să vezi moarte o singură dată. Până în prezent, o singură persoană a înviat cu adevărat din morți și această persoană este Domnul nostru Isus Hristos. El este pârga celor adormiți. El este singurul care a înviat din morți într-un chip glorificat. Când va veni Domnul pentru biserica sa, cei morți în Hristos și credincioșii cei vii vor fi schimbați și vor primi trupuri înviate și glorificate, și vor fi luați împreună cu Domnul. Acel trup nu va muri niciodată. Relatarea cu fiul mort al văduvei din Ain, este cu adevărat tristă. El era unicul fiu al unei femei văduve, astfel moartea lui era de două ori mai tragică. În timp ce trecea prin Ain, Domnul întâlnește acest cortegiu funerar. Cineva spunea că Isus a întrerupt orice mormântare care i apărea în cale. Părerea mea este că Domnul Isus a înviat mai mult decât cele trei persoane despre care ne vorbește Noul Testament. Aceste trei cazuri sunt probabil exemple pentru fiecare vârstă. Un copil, un bărbat tânăr și un bărbat matur. Domnul Isus l-a înviat pe acest tânăr de dragul mamei lui. El simțea compasiune pentru aceste femei și pentru situația ei. Domnul a atins sicriul în care s-a aflat tânărul și i-a vorbit. El a folosit Cam de fiecare dată aceeași metodă. A vorbit direct celor pe care i-a înviat. Când va veni momentul răpirii bisericii sale, se va auzi glasul lui din nou. Așa ne spune scriptura în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. El vine să ne ia cu un strigăt. Glasul lui va fi ca glasul unui arhanghel și ca trâmbița lui Dumnezeu. Prin acest strigăt, el îi va chema pe ai săi din morți. Domnul Isus a folosit întotdeauna aceeași metodă când a fost vorba despre readucerea vieții în trupurile celor morți. În alte minuni însă, el a folosit metode diferite. În acest moment, poate că nu ați uitat de Ioan Botezătorul, care a trimis la Domnul Isus câțiva ucenici să-i pună câteva întrebări, pentru că aparuse o nedumerire. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Isus să-l întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Isus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Vă aduceți aminte că am făcut cunoștință cu Ioan Botezătorul mai îndeaproape în Evanghelile după Matei și după Marcu. Îmbrăcămintea lui era neobișnuită, chiar pitorească. Este adevărat că Ioan Botezătorul avea o îmbrăcăminte neobișnuită, dar asta nu făcea din el un om ciudat. Mesajul și lucrarea lui făceau din Ioan Botezătorul un om deosebit. El a fost chemat de Dumnezeu. Ar fi bine să ne asigurăm atunci când facem o lucrare că și noi suntem chemați de Dumnezeu. Creștinismul este o relație personală cu Domnul Isus Hristos. Este mai mult decât a încerca să limiți pe Hristos sau a purta niște haine anume. Pentru a fi creștin, trebuie să ai o naștere din nou. A fi creștin înseamnă a avea o experiență personală cu Isus Hristos. Scriptura ne spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ioan Botezătorul pare să fie inclus din greșeală în Noul Testament. Locul lui nu este deloc în Noul Testament. El este ultimul dintre profeții ilustri ai Vechiului Testament. El este puntea aruncată peste abisul căscat între Vechiul și Noul Testament. Locul lui este alături de Samuel, Ilie, Isaia, Ieremia, oameni care au adus poporului mesajul lui Dumnezeu. Hristos a spus oamenilor în fața cărora predica, Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înși vă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Ei s-au dovedit copii adevărați care au moștenit natura părinților lor, pentru că Ioan Botezătorul, ultimul profet al Vechiului Testament, era la vremea aceea în închisoare, urmând a fi omorât în scurt timp. În timp ce stătea închis în temniță, în mintea lui Ioan s-a strecurat îndoiala. Unii încearcă să ofere o explicație psihologică pentru întrebarea lui Ioan. Tu ești acela care are să vină. Ioan îl aștepta pe Mesia și voia să știe dacă Hristos este Mesia cel așteptat. A încercat să ofere o explicație psihologică este în cele din urmă amuzant. Susținătorii acestui punct de vedere spun că Ioan era deprimat, descurajat, un caz clasic de depresie din cauza faptului că se afla în închisoare. Personal, nu cred o iotă din această explicație. Ioan anunțase venirea împărăției și denunțase poporul evreu. El vestise venirea împăratului, el îi pregătise calea, netezise drumul înaintea celui care trebuia să vină. Ioan l-a identificat pe Mesia și el a fost acela care a spus vine acela care este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână. Își va curăți area cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Sunt chiar cuvintele lui Ioan. Acesta este un limbaj direct și dur chiar. Ioan nu menaja pentru că nici nu se aștepta la menajamente. El se aștepta ca Hristos să instituie împărăția în toată gloria și puterea sa. De vreme ce acest lucru nu se întâmplase, Ioan i-a trimis pe câțiva dintre ucenicii săi la Hristos să-l întrebe dacă el este acela sau să aștepte pe un altul. Observați că Domnul Iisus i-a primit cu amabilitate pe mesageri, dar i-a lăsat să aștepte. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Domnul i-a lăsat să aștepte pe ucenicii lui Ioan timp în care el a făcut numeroase minuni, astfel încât ei să se poată întoarce la Ioan și să spună ce au văzut, și anume au văzut împlinirea profeției referitoare la Mesia. Isaia prezice prima venire a Domnului Isus în capitolul 35 al cărții sale, în versetele 5 și 6. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Cu alte cuvinte, Domnul Isus nu le-a spus altceva ucenicilor lui Ian decât să-i prezinte acestuia toate faptele care îl recomandau ca fiind Mesia. De fapt, Ioan își împlinise misiunea. Domnul Isus și-a dat seama că nu înainta atât de rapid pe cât ar fi dorit Ioan. Dar în fața dificultăților de ordin intelectual, Domnul Isus îi cere lui Ioan să se încreadă în el. Același lucru, dragii mei, îl cere Domnul Isus și de la noi astăzi. El ne cere să avem credință în El chiar și atunci când nu înțelegem ce se întâmplă. Îndoielile, dragi prieteni, nu sunt un semn de deșteptăciune din partea noastră. Din potrivă, sunt un semn că suntem cât se poate de nesebuiți și arată că nu cunoaștem totul. Îndoielile semnalează faptul că facem parte dintr-un grup pe cale de dispariție. Mulți profesori învățați stau în scaune rotitoare, în biblioteci prăfuite, departe de viața și nevoile omenești și scriu despre dificultățile intelectuale ale acceptării Scripturii, divinității lui Iisus Hristos și răscumpărării prin sângele lui Hristos. Eu cred în cuvântul lui Dumnezeu și sper că acest lucru este adevărat și în ceea ce vă privește, dragi ascultători. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. A fost Ioan botezătorul o trestie bătută de vânt? Nu. Ioan era aspru și nenduplecat. Nimic nu-l putea clădina. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris. Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care-ți va pregăti calea înaintea mea. Acesta este un citat din Cartea Maleahii, capitolul 3 și îl arată pe Ioan Botezătorul ca înainte mergător al lui Mesia. Vă spun că dintre cei născuți din femeie nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vame și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dragii mei, impresionant omagiu adus de Domnul Isus lui Ioan Botezătorul. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna, dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Cu alte cuvinte, erau ca niște copii răsfățați și obraznici. Din păcate, mulți oameni sunt așa. Domnul spune că farisei erau precum copiii care se joacă în piață. Unul spune: Hai să ne jucăm de anunta. Iar ceilalți spun: Nu, no, e prea vesel. Altul sugerează: Atunci să ne jucăm de mormântarea. Iar replica celorlalți este: A, nu, no, asta e prea trist. Domnul spune că acești copii mofturoși erau la fel ca fariseii din vremea aceea. Și mă întreb dacă nu cumva este aceasta o imagine a bisericii obișnuite din ziua de astăzi. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici mând vin și ziceți, are drac. A venit fiul omului, mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Unii spun, nu-mi place acest predicator pentru că este prea intelectual și tonul lui este prea monoton. Aceiași oameni spun despre un altul, nu-mi place de cutare predicator pentru că țipă prea tare și e prea entuziast. Problema nu o constituie cele două tipuri de predicatori, dragii mei, ci acei copii răsfățați care se plâng mereu. Același lucru pe care l-a spus Domnul despre farisei din zilele acelea putem să le spunem și noi despre mulți dintre cei din prezent. Dar ajungem la un nou incident. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Aceasta este o ocazie specială în care Domnul Isus a dus să cineze în casa cuiva. Se întâmpla întotdeauna ceva remarcabil când Domnul Isus era invitat să mănânce în casa cuiva. Rețineți că tocmai denunțase prefecătoria și caracterul urât al fariseilor, așa că este greu de crezut că invitația acestui fariseu era una prietenoasă. Fariseul a invitat pe Isus la cine pentru a afla mai multe despre el. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. În timp ce Isus se afla în casa fariseului, vine o femeie. Acum putem bănui un alt gând ascuns al fariseului. Probabil el se aștepta chiar să-l prindă cu ceva pe Domnul nostru. Așa că, iată, prilejul. Ea a adus un vas de alabastru cu mir și a intrat în casa fariseului. În vremea aceea, dacă aveai musafir, vecinii aveau tot dreptul să intre în casa ta și să stea în picioare de-a lungul zidurilor sau să stea pe vine și să privească. Această femeie a intrat și a ocupat locul din spatele Domnului nostru. În vremea aceea, oamenii nu foloseau o scaune. Astfel, Domnul Iisus stătea înclinat, rezemat pe unul din brațe cu picioarele din apoi a lui pe canapea și vorbea cu ceilalți oaspeți de la masă. Femeia a început să plângă și plângea pentru că păcatele îi fusese reiertate. A început să udă picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei. Apoi i-a sărutat picioarele și le-a uns cu acel mir scump. Fariseul, care era gazda acestui ospăț, nu ar fi vorbit deloc cu această femeie dacă ar fi dat peste ea pe stradă. Poate că ar fi apelat la serviciile ei după lăsarea întunericului când nu-l mai putea vedea nimeni, dar nu ar fi avut nimic de a face cu o femeie de o asemenea reputație în plină zi. Când a văzut că femeia e ștergea și săruta picioarele lui Isus, s-a gândit imediat că el nu era un profet. Altfel, ar fi știut ce fel de femeie este și nu ar fi acceptat să fie atins de ea. Dar vedeți, Domnul Isus îi știa gândul deja. Isus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorul i a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. spune dar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc aceluia căruia i-a iertat mai mult. Domnul Iisus i-a spus, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, Păcatele ei, car sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Domnul Iisus Hristos îl confruntă pe Simon cu atitudinea lui. El nu i-a arătat nici măcar respectul cuvenit unui musafir, dar femeia aceasta a acționat din dragoste, acest lucru este foarte potrivit și pentru zilele noastre. Mulți au respectul, dar le lipsește dragostea. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zic între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Isus a zis femei, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Dragii mei, Domnul Isus Hristos are puterea să ierte păcatele și astăzi. Este nevoie de un singur lucru, credință. Credința tată a mântuit. Du-te în pace. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.